Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Gapșa și vă invit sâmbătă și duminică la Agenda Zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la Agenda Zilei. Mulțumim domnilor și domnilor la ediția emisiunii de astăzi, Agenda Zilei. Ne aflăm în comuna Bălești, realizăm un interviu cu domnul primar Mădălin Ungureanu. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați revenit în comuna noastră! Spuneți-ne, domnule primar, cum vă descurcați cu temperaturile acestea foarte ridicate în comună? Dacă sunt probleme cu apa potabilă la cetățeni? Până în momentul de față nu am avut probleme. S-a mai întrerupt furnizarea de apă la cetățean, dar din anumite defecțiuni pe rețea. Acolo unde au fost probleme pe sistemul de alimentare cu apa. Dar din cauza secetei n-am avut probleme până în momentul de față. Am luat deja o decizie într-o ședință în cadrul OAT-ului. Am informat cetățenii, ne-am adresat rugămintea să nu mai consume apa decât pentru uzul casnic. Trebuie să înțelegem, pentru că trecem printr-o perioadă foarte secetoasă, este fără precedent, și s-a văzut și din mass media, nu s-a mai întâmplat așa ceva niciodată în trecut, o secetă la nivelul care ne confruntăm în ziua de astăzi, iată fluviu Dunărea, este la cotele cele mai alarmante din ultimul secol. Trebuie să înțelegem că dacă nu știm să raționalizăm și să folosim apa doar pentru uzul casnic și pentru propriile necesități, vom avea probleme. Până în momentul, la program, apa. Ați văzut destul de clar că foarte multe comune au trecut la program. Noi până în momentul de față nu am întâmpinat aceste probleme. Asta se datorează și faptului, pentru că eu de când am venit primar m-am axat în general și pe investiții în infrastructura respectivă pentru creare de noi foraje pentru alimentarea sistemului de alimentare cu apă al comunității noastre. Am făcut 4 noi foraje, pe lângă cele care erau existente atunci când am preluat mandatul, și nu am mai avut probleme până în momentul de față. Dar dacă vom continua și vom iriga și vom folosi apa din rețea și pentru a iriga grădina sau alte lucruri din gospodăria proprie, le vom întâmpina și noi aceste greutăți. Așa este. De ce mai multe oamenii, din păcate, nu înțeleg și udă grădinile? Aici, la dumneavoastră, în comuna Bălești, ați avut un sistem de irigații foarte bun în urmă cu 10 de ani. Din păcate, acum nu se mai poate face treaba aceasta. Nu se mai poate face treaba aceasta pentru că, cum spuneți dumneavoastră, în urmă cu câțiva zeci de ani, emisarii care alimentau sistemul de irigare nu se caseră. Era vorba de pârâul Iaz, era vorba de Șușița, de râul Șușița, și ultimul care ținea și alimenta tot sistemul de irigare era râul Jiu, care și acum, uitați, pe râul Jiu, numai într-un perimetru de 700 de metri, un kilometru, avem două puncte ale hidrocentralei. Este o problemă care nu ne mai putem să o punem pe tapet în momentul de față. Nu s-ar putea pune problema pentru că să faci foraje pentru sisteme de irigare, asta ar însemna un cost extraordinar de mult și de puternic pe bugetul local. Numai costurile care să le avem în momentul de față, la energie electrică mă refer, pentru a furniza apă cetățenilor, s-au dublat cu plus. S-au dublat cu plus, aproape vorbim de prețuri triplate la energia electrică. Noi în momentul de față avem 11 foraje care deservesc comunitatea. Tot ce înseamnă comuna Bălești, toate cele 9 sate. Iluminat public, UAT, școli, stații de epurare pentru canalizare. Asta înseamnă costuri undeva la 80-90 de mii de lei, 900 de milioane vechi pe lună, plata facturilor, doar pentru energie electrică. Deci spuneți că prețurile s-au triplat. S-au triplat. Realitatea este clară. Da. Aveți foarte mulți producători de legume în satele componente. Mă gândesc că se descurcă destul de greu în perioada aceasta. Se descurcă destul de greu. Por discuții cu cei care sunt
și au investit în această paletă. Când faci o investiție de genul, trebuie să găsești și o variantă că atunci când ai probleme cum sunt în momentul de față, să poți să ieși sau să susții cât de cât afacerea respectivă. Și când spun asta, mă refer că trebuie să ai o sursă de alternație, alternativă. Da. Și când spun asta, mă refer ori la o fântână, ori la un foraj de mare adâncime. Am zis. Spuneți-ne, care ar fi principalele investiții la care lucrați în această perioadă, în satele componente? Haideți să vorbim de ce avem în derulare. Este vorba despre canalizarea care o avem pentru satele Tălpășești, Stolojan, Cornești, Găvănești. Acolo am avut o problemă, în sensul că a trebuit să modificăm proiectul, pentru că avem pentru lucrarea respectivă un tronson de 6 km, unde era necesar să fie săpături de adâncim până la 7 metri. Reprezentanții drumului național categoric și clar nu puteau să dea un aviz să facem asemenea adâncim pe lângă drumul național care străbate comuna. A trebuit să facem modificare de proiect. Am rezolvat problema asta. Am început lucrările puțin mai în forță. Vreau ca până la sfârșitul anului lucrarea de canalizare care este începută în urmă cu 4 ani de zile să o putem da în folosință părții de nord a comunei noastre, ca cetățenii să se branșeze, să fie racordați la rețeaua de canalizare prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2, PNDL 2. Deci în cele 4 sate. În cele 4 sate. Asta este o lucrare care o avem, implementată până în momentul de față undeva la peste 80%. Avem stațiile de epurare, avem SP-urile, stațiile de pompare, mai avem doar de introdus conductele. Acum suntem cu lucrările undeva în satul Cornești din Vatra Nouă. Sperăm că undeva la sfârșitul lunii august să finalizăm lucrările respective. Acolo venim cu un nou sistem de canalizare, este un sistem prin vacuum, prin pompare, pentru că a fost necesar să facem acest lucru datorită faptului că partea asta din partea de nord a comunei este străbătută de drumul național și nu puteam primi avize ca să mergem pe acea lucrare de canalizare clasică veche cu adâncim prin pantă, prin cădere. Am înțeles. De aceea s-a optat pentru această... S-a optat pentru această variantă. Este o variantă bună. Vom finaliza din discuțiile care le-am avut cu constructorii și sunt obligați în același timp și ei să finalizeze aceste lucrări pentru că expiră contractul cu Ministerul Dezvoltării. Concret, în momentul acesta, în ce sate funcționează rețeaua de canalizare? Avem rețea de canalizare funcționabilă în satele Bălești, Tămășești, Ceauru, Voinigești. Zonă de drum național până în satul Tămășești de sus. Am înțeles. Bun, ne-ați spus care este situația cu apa potabilă, rețeaua de canalizare. Vorbim de investiții noi. Haideți să începem cu programul Angel Salini. Foarte binevenit pentru noi, pentru comunități. Este un program gândit de Guvernul României pentru dezvoltarea comunităților locale. Noi am obținut în cadrul acestui program suma de peste 4 milioane de euro, bani care vor fi investiți în Comuna Bălești. Am obținut finanțarea unui drum pe satul Ceauru, refacerea întregii infrastructuri rutiere. Valoarea proiectului se ridică undeva la 1,5 milioane de euro. Aici vom veni cu o nouă infrastructură, cu nouă fața satului respectiv. De asemenea, în cadrul aceleași program, avem obținută finanțarea pentru extindere rețea de canalizare pentru satul Bălești, linia Seci, satul Rasova și anumite zone unde nu aveam acoperită canalizare. Și când spun asta, mă refer în zona drumului național, punctul TF, zona TF, partea electrică, cu zona Mertecom. Aveam acolo un segment unde nu aveam acoperită canalizarea de 100 și ceva de metri. O vom rezolva. Aveam pe strada Arinului, zona strămutaților cunoscută de cetățenii noștri, acolo unde avem vreo 9 gospodării, vom acoperi și acolo. Avem Aleea Iazului,
Aici este vorba de drumul care leagă DN-ul cu fabrica de pâine care funcționează pe teritoriul OAT-ului. Acoperim și acolo cu canalizare. Mai avem un punct în satul Tămășești de jos, din punctul Ciobanu până la pot, la intersecția acolo, la Iaz, în zona Mogoș-Popescu. Acoperim și zona respectivă și putem vorbi în final despre o acoperire de 100% când aceste toate proiecte vor fi implementate. Putem vorbi de 100% acoperire în comuna Bălești cu rețea de canalizare, rețea de apă și tot ce înseamnă această infrastructură, care o putem numi infrastructură grea, pentru că la lucrările de canalizare sunt cele mai grele de implementat. Pentru că acolo mereu apare neprevăzutul. Sunt lucrări grele, săpături adânci. Da, cum spunea, 7 metri, destul de complicat. Da. Bun, am înțeles. Să continuăm cu... Da. Să terminăm ce mai avem obținut în programul Angel Salini. Am obținut prin intermediul Consiliului Județean, mulțumim domnului președinte Cosmin Popescu pentru implicare. Aici este vorba despre drumul județean care străbate satele Tălpășești, Tolojani și vecinii noștri, comuna Arcan, satul Stroiești. Am obținut o finanțare foarte frumoasă pentru satele respective. Este vorba despre refacerea întregii infrastructuri rutiere. Eu vorbesc de satele componente ale comunei Bălești, Tălpășești, Tolojani, deși acolo vom avea o investiție de reabilitare a infrastructurii în cadrul programului Angel Salini. De asemenea, tot în cadrul acelui mare program Angel Salini, am depus în parteneriat cu vecinii noștri, comuna Arcan și comuna Runcu, un proiect de înființare a rețelei de gaze. Sperăm să-l obținem și îl vom obține, credem, cu siguranță. Este foarte necesar pentru că noi în comuna Bălești mai avem de acoperit o zonă de 3 sate, Tălpășești, Tolojan, Găvănești, care nu le avem raportate la gaze. Deci doar 3 sate. Trei sate. Este foarte necesară această investiție și, da, fiind faptul, e vorba și despre comunitate, despre cetățeni, dar este vorba și despre parcul industrial, care va funcționa cu siguranță în comuna Bălești, în zona izlazului din satul Tălpășești. Pentru că acolo oricine vine ca investitor, prima dată își are utilitățile. Să ai curent, să ai apă, să ai canal, să ai gaz. O investiție foarte importantă, parcul industrial. Este o investiție foarte importantă. Am purtat discuții cu reprezentanții de la Consiliul Județean, în speță cu domn președinte. Acum vom finaliza studiul de fezabilitate și sperăm noi că undeva până la sfârșitul anului să avem și zona de împrejmuire și raportul de utilități la ce avem existent până în momentul de față. Tot în afară de gaze care, dacă va veni investitor, așa cum se poartă discuția și se pare că a optat să vină aici la Bălești, cei la Transgaz au fost deschiși să branșeze foarte rapid parcul industrial la gaze naturale. Am înțeles. Deci asta, în ceea ce privește... asta înseamnă programul Angel Salini. Deci am obținut undeva UAT Bălești 4 milioane de euro prin Consiliul Județean, cele două sate, undeva la peste 2 milioane de euro. Iată că avem o investiție în comuna Bălești numai prin Angel Salini undeva la aproape 6 milioane de euro. Foarte multe investiții. Foarte multe investiții. Acum, cu acordul dumneavoastră, să trecem și la fonduri europene, să informăm cetățenii comunei Bălești. În cadrul CERFIR am obținut un proiect, un drum de infrastructură agricolă care leagă satul Bălești, zona Gurguleu, de partea nordică a comunei, de satele Tălpășești, Tolojani. Este vorba de un drum de infrastructură agricolă care deservește peste 600 de hectare de teren agricol. Este atât de benefic pentru agenții economici agricoli din zona respectivă, care muncesc și cultivă terenurile respective, dar și pentru cei care aglomerează drumul național. Aici mă refer la
utilajele cu tracțiune animală, utilajele agricole. Se poate folosi acest drum ca să nu mai ieși să mai formezi ambuteiaje în zona drumului național. E vorba despre un drum care are o suprafață de 5,3 km. Valoarea proiectului se ridică undeva la 1 milion de euro. Suntem în momentul de față la procedura de licitație. Noi sperăm că, dacă nu vom avea contestații, bineînțeles, în urma procedurilor de licitație, că undeva la sfârșitul, jumatea lunii august, să dăm ordinul de începere a lucrării. Doamne ajută ca să fim pe fonduri europene pentru un astfel de drum. Doamne ajută. Este foarte bine. Tot pe fonduri europene am depus proiect în cadrul PNRR-ului. E vorba de un proiect de supraveghere camere video pe întreaga suprafață a comunei, dronă pentru dotarea serviciului poliției locale, 10 stâlpi cu panouri fotovoltaice și dotarea unui laborator din cadrul Școlii Generale Antonie Mogoș. Proiectul are ca valoare undeva la 450.000 de euro și cu siguranță îl vom obține, pentru că atunci când, de felul meu, când depunem proiecte, nu le depunem să aruncăm banii așa degeaba din bugetul local. În prima dată, înainte de a depune proiectul, facem o simulare să vedem ce punctaj conform ghidului obținem. Și noi am avut un punctaj foarte ridicat. Pentru că noi avem și copii mulți la școală și la grădinițe, avem și comunitate mare și ne-a ajutat foarte mult punctajul ca să depunem proiectul respectiv în cadrul PNRR-ului. De asemenea, am depus pe AFM, pe fondul de mediu, două stații de încărcare cu energie, care vor fi amplasate una în imediat apropierea OAT-ului, sediului OAT-ului, mai exact în parcarea din fața primăriei, și o stație am amplasat-o undeva în zona Fântânii lui Coșbuc. Ăștia sunt proiectele care le-am obținut, care le-am depus. Din discuțiile care le-am avut consultantul, se deschide o componentă care o așteptam chiar de foarte multă vreme și nu numai eu, cred că toți colegii primari așteaptă acest aspect, pentru că ne întoarcem la începutul discuției noastre cu privire la scumpirea energiei electrice. E vorba despre o componentă în cadrul Programului Național PNRR-ul de redresare și reziliență cu finanțare de panouri fotovoltaice. Asta este o dorință care doresc și vreau să o implementez, să se reflecte în realitate. Obținând această finanțare, este foarte necesară și e foarte bine gândită când au gândit acest aspect în cadrul PNRR-ului pentru decompensarea bugetului local de la plata facturilor care de la zi la zi devin tot mai grele și tot mai greu de susținut. Noi avem terenul care se adaptează foarte clar, pentru ca să faci o zonă cu panouri fotovoltaice, știți că acolo zona respectivă trebuie să aibă în imediată apropiere o rețea de medie cu energie electrică. Noi avem pretate astfel de terenuri care, cum se va deschide componenta, acum vom trece la procurarea hârtiilor, pentru că, din păcate, suntem în țara hârtiilor, aici ca să faci un proiect, stai 2 ani ca să iei avizele și 4 luni să implementezi proiectul. Este o durere de cap și o nervozitate fără precedent. În loc să înlesnești procedurile, parcă de la zi la zi le amplifici. Ar trebui simplificate foarte multe lucruri, dar asta este situația. Spuneați la un moment dat, domnule primar, că aveți foarte mulți copii la școlile și grădinițele din comună. Avem undeva la 400 de elevi cu preșcolari cu tot. Am investit și bine că ați deschis paleta pe învățământ. Avem la ora actuală funcționale în comuna Bălești două grădinițe la ultime standarde, una la Bălești cu program prelungit, alta la Ceaurul, de asemenea cu program prelungit. Avem funcționabil un after school la nivelul UAT-ului și în cadrul Companiei Naționale de Investiții am depus trei solicitări. Este vorba despre reabilitare școală generală Antonie Mogoș din satul Ceauru, reabilitare cu extindere, grădiniță, sat Cornești, și aici m-aș opri puțin,
ne dorim și îmi doresc în mod categoric ca și în zona respectivă să funcționeze o grădiniță complet dotată, utilată, conform ultimilor standarde, să venim în sprijinul preșcolarilor de acolo, a părinților, să avem și acolo o grădiniță funcțională, cum sunt cele două, din Băleș și din Ceaurău, tot la fel cu program prelungit. Am avut chiar o vizită săptămâna trecută la Compania Națională de Investiții. Am înțeles că undeva în 2-3 săptămâni vom fi chemați să semnăm contractele pentru investiția respectivă. Mă refer la reabilitare cu extindere și grădiniță în satul Cornești. Tot aici, în cadrul Companiei Naționale de Investiții, mai în urmă cu 4 luni de zile, domnul ministru Cechi a emis Ordinul Național Crește Noi pentru România. Noi am obținut prin ordinul respectiv Crește Mică. Am dat zona, am predat deja amplasamentul, este vorba despre amplasamentul va fi în satul Ceaurău, chiar acolo, în imediat apropiere a școlii generale din satul respectiv. E vorba despre o creșe mică cu peste 40 de locuri. Eu cred că este un lucru extraordinar de bun, pentru că noi avem și foarte mulți copii și venim și în sprijinul, tuturor părinților, pentru că de la zi la zi viața este foarte grea și părinții chiar nu au cu cine să-și mai lase copiii în grijă. Crește grădiniță, spuneați că aveți funcțional și un after school. Avem funcțional și un after school. Avem și pe sănătate funcțional un centru de permanență. Avem lucruri foarte bune în Comuna Bălești. Mă gândesc că aveți și probleme cu care vin oamenii la dumneavoastră în Problemele audiențe. Sunt diversificate. Nu seamănă una cu alta. Pentru că avem 9 sate, noi suntem o aglomerație. Suntem foarte mulți. Undeva la peste 7400 de locuitori și problemele diferă. Aici nu poți să ai liniște, să zici că totul e rezolvat. Pentru că ai rezolvat o problemă într-o parte, intervine alta în altă parte. Satul respectiv are o problemă, celălalt are altă problemă. Așa este. Mulți oameni, multe sate și cu siguranță multe probleme. Oricum, v-am ajutat pentru toate investițiile pe care le aveți în curs de desfășurare în momentul acesta, apă potabilă, canalizare, drumuri, unitățile de învățământ. Doamna Daniela, s-au făcut investiții în Comuna Bălești, eu vorbesc de când am preluat mandatul și cu ce va urma. Deci numai ce s-au implementat până în momentul de față, sărim de 7-8 milioane de euro, pentru că adăugăm și bugetul local. Da. Să zic undeva la 10 milioane de euro, investiții clare, la tot ce s-a făcut. Și aici nu mă refer doar pe anumite palete. Vorbesc la general. Pe infrastructură grea, canalizare, apă, drumuri, școli, ce spuneați dumneavoastră, sănătate, partea cultural-sportivă, amenajare, bază sportivă, stadion, bază tip 2 de joacă. Să nu uităm, un mare proiect care a venit în Comuna Bălești, sala de sport, la peste 1,5 milioane de euro. Aduceți-vă aminte că mai în urmă cu câteva luni am fost gazdele competiției naționale la junior pe box. Deci am făcut lucruri foarte frumoase și foarte bine venite în Comuna Bălești. Și cât voi sta aici, primarul comunei, prin votul cetățenilor, de asta sunt, ca să ne implicăm, să aducem și să dezvoltăm comunitatea. Toți suntem... Și trecem imediat, scuzați-mă, toți suntem la, ca să închid cu programul de investiții, am luat decizia în cadrul Consiliului Local să facem un credit, vom face un credit în valoare de 5 milioane de lei, este vorba de 1 milion de euro, pentru amenajarea zonei drumului național, mai în urmă cu câțiva ani. Toată zona de drum național a suferit, să spunem, cicatricii pentru implementarea proiectului de infrastructură grea, canalizare. Și am zis că din imediata vecinătate cu municipiul Târgu Jiu să începem cu refacerea și pe o parte și pe alta drumului național, rigole, trotuare, intrări în gospodării. Investiție care o vom face pe buget local și o vom demara undeva în toamna acestui an pentru început, pe o suprafață de undeva la 3-4 km.
Și aici am încheiat cu investițiile, ce am obținut prin programe și ce investim pe bugetul local. Da, e bine că ați precizat și despre acest credit. Eu vreau să vă întreb despre zilele comunei Băleși. Da. Se mai fac anul acesta? Cu tărie. Sperăm. Știți că mai vorbeam cu dumneavoastră în anterior, în alte emisiuni, că facem și la un moment dat a apărut codul roșu lângă noi. Da. Și a trebuit să renunț. Pentru că circunstanțele sanitare au fost drastice în momentul de atunci și am fost nevoiți să renunțăm la desfășurarea acestui frumos eveniment. Să spunem, da, categoric, se vor face. Am văzut că și Franța și Germania a trecut prin valurile puternice ale COVID-ului, dar n-au mai trecut la cele măsuri foarte coercitive în rândul populației. S-a trecut doar la purtarea de măști și anumite reguli mult mai simple, impuse de OMS și de Ministerele Sănătății din țările respective, care deja au trecut prin vârful pandemiei. Da, multe sunt reguli de bun simț, până la urmă. Da, cu siguranță vom avea zilele comunei în Comuna Bălești, desfășurarea lor 6, 7, 8 septembrie. Vom aduce interpreți de seamă, deocamdată nu putem vorbi, dar va fi o surpriză pentru cetățenii noștri. Vrem să începând cu acest an, în prima ediție, revin prin emisiunea care o am cu dumneavoastră, vom face în prima ediție târgul de la Bălești de varză, pentru că să punem la prim plan brandul Verzi. Sunteți aici, recunoscuți și aici când vom face prima ediție. Vor intra doar, ca să fiu bineînțeles, doar producătorii din Comuna Bălești, ca să știe toată lumea din județul Gorj. Asta vrem să o aducem undeva în ziua de Sfântul Dumitru, dacă nu mă înșel, 26 octombrie. Și cam atât pe problema. Deci, cum se numește târgul? Târgul Verzei la Bălești. Târgul Verzei la Bălești. Târgul Verzei la Bălești. Prima ediție. Unde se va ține? La platforma special amenajată din satul Ceaulă, lângă stadionul comunal. Cred că sunt destul de încântați oamenii de... Eu așa zic, pentru că în primul rând vin sprijinul celui care este autohton, care chiar pune și produce. Așteptăm să vedem zilele Comunei Bălești, târgul de varză de la Bălești și așteptăm finalizarea investițiilor. Oricum, încă o dată felicitări pentru toate lucrările acestea. Doamne ajută să le finalizați. Și să trecem de perioada aceasta de caniculă, temperaturi foarte ridicate, poate oamenii ar trebui să înțeleagă să nu-și mai de grădinile, să nu mai folosească apa iurea, pentru că e o mare problemă în momentul acesta, multe comune apa este la program. Așa este, încă o dată fac apel la toți cetățenii din comună să înțeleagă să consumăm apa doar pentru strictul necesar, pentru că dacă vom depăși și vom uda și altceva din gospodărie și o vom folosi haotic, cu siguranță vom rămâne. Noi trebuie, cetățenii comunei trebuie să înțeleagă și noi toți trebuie să înțelegem că noi, toată apa care o consumăm este doar prin sistemul de alimentare care provine din forajele care le avem puse la nivelul comunei. Vă mulțumim mult de tot pentru toate aceste amănunte. Multă baftă! Și eu vă mulțumesc și vă mai așteptăm. Vreau să facem o emisiune de undeva, o să mai facem și alte emisiuni, dar vreau să facem o emisiune undeva pe toamnă, dar să nu mai facem aici în birou, vreau să o facem, tot vorbim de zona de agricultură, vreau să vă duc în zona de luncă, care mai în urmă cu 30 de ani, că vorbim de trecut, era bazinul legumicol al municipiului Târgu Jiu și municipiului Petroșani. E vorba despre lunca ceaurului vechi. Da, sunt foarte mulți producători care mergeau la Petrușan, scuze că vă întrerup, cu varză, cu roșii. Da. Când am venit primar, aici era o zonă, pot să spun așa, de junglă. Și aș vrea să facem o emisiune acolo, să vedeți cum am transformat acea zonă, cu oameni care au venit și s-au implicat, a fost adusă la ceea ce se vorbea acum 30 de ani.
Am înțeles, o să mergem și facem acolo emisiune. Mulțumim mult de tot încă o dată. Cu drag. Până în punct aici ediției de astăzi a emisiunii Agenda Zilei, ați urmărit așadar, doamnelor și domnilor, un interviu cu primarul Comunei Bălești, domnul Mădălin Ungureanu. Eu sunt Daniela Capșa, vă mulțumim pentru atenție. Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Capșa și vă invit sâmbătă și duminică la Agenda Zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la Agenda Zilei.